Bună ziua, doamnelor și domnilor! Aș fi tare bucuros dacă v-ați ocupat timpul în următoarea oră uitându-vă la o emisiune care cred că de acum a intrat în obișnuința telespectatorilor fidelei postului Apolonia TV, și anume emisiunea Frontierele Cunoașterii. Ne bucurăm astăzi de prezența în studio a unui invitat deosebit, a unui profesor universitar cu activitate practică extraordinară, a unuia din cei care știu sunt bine teoria cu practica, pentru că nu e așa, trebuie să existe o legătură intrinsecă în ceea ce privește cunoașterea și, în mod concret, dimensiunea ei pragmatică, și anume modul în care introducem în viața noastră cotidiană elementele care fac în cele din urmă ca societățile noastre și societatea românească implicit să avanseze. Am bucuria, deci, să vă anunț că invitatul meu de astăzi este domnul profesor universitar dr. Adrian Covic, prorector al Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași, cunoscut în breasla nefrologilor și a interniștilor din țară, dar și din străinătate, domnia sa reprezentând un vârf de lance al acestei școli și, fără îndoială, ca de fiecare dată, am să-l întreb și pe invitatul meu de astăzi, ce l-a determinat să aleagă facultatea de medicină, cum i-a marcat existența studiul în acest domeniu și, firește, cum a ajuns la un cursus honorum atât de onorant și onorabil la o vârstă tânără. Să ne amintim că înainte de 1989 și promovarea în învățământul universitar era extrem de dificilă și mijloacele puse la dispoziție, și mă refer în principal la infrastructura pentru cercetare în toate domeniile, dar mai ales în domeniul medicinii, nu erau foarte bine dezvoltate. A venit momentul 90, momentul deschiderii, a venit momentul schimbării paradigmei în care și noi românii evoluăm. Se vorbește astăzi tot mai mult de societatea bazată pe cunoaștere și, fără îndoială, preocuparea pentru sănătate, educație și cultură în toate societățile care fac parte din grupul țărilor, să le spunem civilizate, este o normă. Chiar dacă acest lucru încă nu se întâmplă în România, așa cum ne dorim cu toții, performanțele românești în domeniu sunt notabile, iar domnul profesor universitar dr. Adrian Covic este unul din cei care ilustrează performanța și excelența în domeniul său de activitate. Dar să revenim. Domnule profesor, ce v-a determinat să alegeți o carieră medicală? Domnule profesor și Cătălin, pentru că ne cunoaștem de foarte mult timp și sunteți și unul dintre modelele mele, asta am să o spun mai încolo, am să fiu scurt și la obiect. Din punct de vedere al alegerii facultății de medicină, cel mai mult și mai mult a contat, ca să spunem așa, lipsa de opțiuni și familia. Familia, pentru că ai mei erau niște medici extrem de tenace și prin prisma timpului și a recunoașterii competenți, și atunci au știut să-mi insufle dragostea de bine de oameni și de profesii. Dar, paradoxal, n-aș fi făcut medicină, puțin dintre prietenii mei știu asta, vreo câțiva, aș fi vrut să fac fizică nucleară la platforma Măgurele, la București. Mi-a plăcut fizica foarte mult, am avut modele în liceu, profesorul Cyril Talpalaru, probabil că l-ați avut invitat, profesorul Pustianu de asemenea. Și la un moment dat am fost șef de promoție la liceu internat sau național Colegiul Negruții, dar până la urmă a trebuit să aleg între ceva practic și pragmatic, și o citesc pe bunica mea: trebuie să ai din ce trăi, mamă. Faptul că la București era dificil de ajuns și că, într-un fel, aveam un model în viață. Și atunci, din această, să spunem, combinație de factori rutinieri, până la urmă, am ajuns la medicină. Am ajuns la medicină, dar absolut nu mi-a plăcut deloc în primul și poate în al doilea an. În al doilea an am făcut ceva cercetare cu un model, o personalitate cu totul remarcabilă a medicinii românești și a vieții din Iașul nostru, profesorul Dumitru Michi Brănișteanu, absolut o personalitate remarcabilă din toate punctele de vedere. Și deși el a văzut o aplicare spre cercetare, tot el mi-a spus mai bine să faci clinică,
Clinica cumva mi-a fost întărită de o școală, din nou părinții mei, mama mea fiind un extrem de bun clinician și celălalt model, profesorul Dumnezeu să-l odihnească, George Georgescu. El a fost și asistentul meu și mentorul meu, deci clar filiația. Deci undeva prin anul 6, la sfârșitul facultății, pusesem și la Olimpiada de Medicină Internă, vreau să fac medicină internă. Medicină internă, în acel moment, nu erau foarte multe opțiuni în Iași, de fapt, opțiunile erau aproape zero. Vorbim exact de anul 89 și a venit 89. Deci am al doilea răspuns pentru tine și pentru voi, șansa. Pentru că în momentul respectiv, și este și o vinietă din aceasta amuzantă, profesor Dragomir, o altă personalitate cunoscută și recunoscută a medicinii românești, Cristian Dragomir, imediat în momentul acela de deschidere, a vrut, vă povestesc, a vrut să organizeze, să spunem așa, să trimită 6 chirurgi pe care să-i selecteze în Marea Britanie, el fiind recunoscut în Marea Britanie. Și se gândea să trimită 6 studenți sau discipoli de-ai săi. Ca și acum, mi-ați spus să fiu provocator, și atunci erau foarte mulți prieteni, dacă ești bun, ai foarte mulți prieteni cu ghilimele de rigoare, și ca și acum, și atunci prezumția principală era prezumția de vinovăție, nu de nevinovăție, și atunci toată lumea din jur i-a spus profesorului Dragomir, cum este posibil ca să-ți trimiți oamenii tăi acolo, deși englezii ceruseră treaba asta, ei nu au astfel de grețuri și emoțuri. I-au spus, domnule, trimite-ne oamenii care crezi că îi vei avea cel mai bine la tine, să spunem, ca și discipoli și care ne garantez că sunt niște chirurgi de elită. Ei bine, nu poți organiza, trebuie să facem un concurs pentru ocuparea acestor poziții și nu se poate să organizezi tu concursul, nu avem încredere în tine, nu se poate numai cu subiecte de chirurgie, vom face un subiect de medicină și de chirurgie. Zis și făcut, așa s-a întâmplat. Rezultatul absolut pervers al acestei situații este că am avut nota cea mai mare la medicină internă și o notă absolut acceptabilă, modestă la chirurgie, dar cum era eu nefiind deloc un chirurg, s-a făcut o medie și am obținut una din cele 6 poziții. Surprise, surprise, când am ajuns acolo, pentru că respectivul mentor din Anglia, să spunem așa, era un chirurg. A avut la o bere suficient de mult umor să-și dea seama că, și am povestit acest lucru, că de fapt asta este, și mi-a pus o condiție foarte interesantă. Mi-a spus așa, vinerea vii în sală cu mine și înveți tehnici de mică chirurgie și de cateterism, etc., care și acum le folosesc. Sâmbăta vii cu mine în privat și vei lucra ca un sclav pe plantații pentru că trebuie să plătești, deși eu nu aveam nicio vină. Iar în rest, ce-ți dorești să faci? La care am spus, nu, medicină internă, dar nu știu ce voi face. Iarăși, și atunci cunosc o personalitate, îi ciudat, dar este probabil cel mai bun didact și profesor, să spunem așa, de medicină internă la Manchester, vorbim acum, și acela era un nefrolog. Drept pentru care în următorii 3 ani am ajuns să am foarte rapid cea mai bună formație de nefrolog din țară, domeniu care în momentul respectiv nu exista, și am avut șansa să sar de absolut toate etapele, și anume plecând de aici și în țară neexistând noțiuni de dializă, neexistând centre de dializă, neexistând noțiuni de biopsie renală, neexistând elemente de imunologia transplantului, de transplant, de lucruri. Așa. Deodată am fost, să spunem așa, în 3 ani expus și peste noapte am putut să am cunoștințe care nu le avea nimeni în țară. E un parcurs, mă scuz că te întrerup. În afară de acest lucru, cred că este extrem de important pentru cei care se uită astăzi la noi
să înțeleagă ce rol a avut acest model PAIDEI care a fost dezvoltat în România, acest sistem educațional despre care s-a vorbit atât de mult și care este într-o permanentă reformă și astăzi, exact, pentru a vedea, iată cum s-au desfășurat lucrurile, ce rost și ce loc a avut întâmplarea în viața și cariera dumneavoastră, pornind tocmai de la această premisă. Că iată, un absolvent șef de promoție la un liceu de elită din Iași, cu foarte multe opțiuni aparent, dintre care două bine consolidate, și să spunem că Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele, încă de pe vremea lui Horia Golubei, era un institut extrem de serios, deci exista această vocație, opțiunea pentru medicină, nu, descoperirea unui domeniu când practic s-a schimbat o lume, s-a trecut un prag. Exact. Și ce spuneți dumneavoastră, nefrologia, un domeniu subdezvoltat, ca să mă exprim. Dar de granițe așa, de pe atunci. Exact. Și, și șansa aceasta de a avea o specializare foarte serioasă. Dar, prima, am spus deja o controversă mică și ați trecut cu vederea și bine că s-o lăsăm acolo. A doua controversă este exact aceea școlii. Pentru că noi tot criticăm școala aceea comunistă și școala de la noi în general, spunând, vezi, dragă doamne, ce bine în Finlanda, ce bine în partea cealaltă, că la noi se învață. Pot să vă spun ca unul care am făcut o groază de matematică și de fizică, dar în partea cealaltă, nu în detrimentul culturii generale, cum se face acum când liceele de elită din țară și din Iași pregătesc olimpici special, pentru că așa le dă bine, să spunem, la... Centrate pe un anumit tip exact, de performanță. Da. Deci, am făcut foarte bine istorie, unul dintre, și aici iarăși revin că ne-am întâlnit, aveam profesorul Vârgulici, profesorul Platon, care vă este coleg, era atunci doar profesor de liceu. Filozofii franceză, engleză, deci școala era extrem de performantă așa cum era ea concepută și școala aceea a produs niște vârfuri care au performat fără absolut nicio problemă la mari universități din străinătate. Ceea ce acum culmea este nu chiar atât de ușor de obținut de către marea masă a absolvenților. Deci, paradoxal, după părerea mea, școala aceea era mult mai bună și te pregătea mult mai bine. Deci nu aveam nicio problemă. Când am ajuns acolo, erau șocați de nivelul de educație pe care îl aveam, de faptul că eram fluent, sau ca să spun acum C1, C2, că e la modă, în engleză, franceză și B1, B2 în italiană. Așa, ceea ce absolvenții lor de Oxbridge nu aveau același lucru, că puteam discuta de la istoria europeană până la, eu știu, lucruri de literatură fără probleme cu ei. Deci școala, nu am avut o școală, ar trebui să începem să spunem adevărurile astea pe care mulți dintre noi și mai ales generația noastră hulită de 45-50 nu au cumva sau au modestia să nu o spună, pentru că aceste adevăruri, dacă nu le spunem la timp, fie vor fi uitate, fie neadevărurile vor intra în față. Deci școala n-a fost o școală rea. Și acel model hulit în care dacă s-ar fi tăiat niște asperități, dar s-ar fi continuat, cred că era un model bun. Da? Asta e un aspect. Era o școală stabilă, să spunem și acest lucru. Adică certitudine era cea care domina și curicula și maniera de a obține performanță, pentru că lucrul ăsta derivă din stabilitate. Iată, după 90 până astăzi, poate telespectatorii noștri nu știu, a intervenit numai puțin de 65 de modificări ale legii învățământului în 27 de ani. E ceva care creează acest sentiment de incertitudine, de instabilitate, se modifică criterii, se schimbă și orientarea de la o formație de cultură generală absolut remarcabilă și e un lucru perfect adevărat cel pe care l-ați spus, spre specializări din ce în ce mai stricte, spre dobândirea de abilități și competențe în domenii care lasă descoperite foarte mult din ceea ce definește un intelectual într-o societate. Sigur, făceam multe matematică fizică atunci, dar și ne forma, dar făceam foarte mult istorie, geografie, limbi străine, foarte multe lucruri de genul. Bun, acum revenind la povestea respectivă, șansa a doua, întorcându-mă în țară, era că se putea crea acest sistem de la zero și am avut o serie întreagă de, iarăși, de mari profesori ai medicinii românești care au avut, să spunem așa, și generozitatea, dar și puterea de a-mi da mână liberă.
Și atunci, pentru că dacă o iei acum sau o iei în general în România, e destul de neconceput că un tânăr, să spunem, de 30 de ani, care este, are dovada competențelor, dar totuși la 30 de ani se poate să înceapă să organizeze niște servicii sau un program. Și atunci, ca să continui, am fost unul din cei care am organizat programul național de dializă în variile sale forme, am fost unul din cei care am contribuit la programul, la stabilirea programului transplant în Iași, de fapt l-am creat, iar în țară am contribuit la programul respectiv și o serie întreagă de alte lucruri, de noutăți care, sigur, după aceea s-au validat în timp. Că asta e cel mai important lucru, m-ai spus și ați spus, validarea. Degeaba te bați cu cărămida în piept dacă nu există validare și noi toți acum ne este frică de această validare sau validarea o facem mai degrabă la TV. Eu am fost foarte reticent să vin. Sunt foarte mulți care imediat încep să își creeze o astfel de imagine. Dincolo de imagine, există o metrică acum a validării. Noi o urâm și putem să o urâm imediat, că vai ce înseamnă un Nietzsche Hirsch sau ce înseamnă o anumită listă de publicații. Sigur, sunt criticabile, dar măcar sunt comparabile. Domenii în care scientometria, exact, spune cuvântul, e o chestiune de sincronizare cu realitatea, da, adică, lumii dezvoltate. Exact. Noi suntem partea Uniunii Europene, e firesc să le avem. Au minusurile lor, bineînțeles. Niciun sistem perfect. Nu trebuie să absolutizate, dar nu putem folosi critica împotriva acestui sistem ca să ne validăm incompetența sau... Dar sau... în același timp, cred că e important să spunem asta celor care ne urmăresc. Faptul că, iată, Uniunea Europeană n-a reușit încă să dezvolte un sistem de scientometrie, așa cum n-a reușit să dezvolte o dimensiune de cuantificare la nivel macroeconomic, cum are Fondul Monetar Internațional, bunoară, și tot încercăm așa într-un soi de competiție care rămâne deschisă mereu, firește, pentru că este firesc să se întâmple așa, încercăm să ne plasăm convenabil pe o bază a unor criterii care, firește, țin de omogenizarea sistemului de învățământ, de procesul bolonizării, la care medicina n-a fost parte bunoară, corect, de maniera de acces și de, de ce să nu spunem acest lucru, de a ne face, de a avea marketingul științii, de a ne pune lucrările în cyberspace, fie în open source, fie am o întrebare aici, sigur, că pun și o întrebare. Deci, de exemplu, că suntem amândoi universitari, la două universități diferite. Când am fost în străinătate și mi s-a întâmplat după aceea să primești o delegație de la noi, primul lucru care m-au întrebat ei sau acolo și te întreb, care e misiunea universității? Misiunea universității este să producă cunoaștere. E prea general. E obiectivul ei dintotdeauna. Pe de altă parte... Nu, da, sunt 100% de acord, dar ei exact mi-au spus și vorbesc că m-am întâlnit cu... din nou, cu reprezentanți Oxbridge. Dincolo de faptul că, da, este adevărat, noi ar trebui, când spunem misiunea, să zic, a Universității de Medicină, da? Așa cum aveți definit în carte. Exact. Păi, e așa de largă, e atât de general valabilă, e ce era înainte limba de lemn pe vremea, sigur, comunismului. Acum este, eu o numesc limba de plastic, pentru că este, sigur, nu mai este de lemn. Este un lemn elevat sau un lemn de esență. Nu mai scrie François Tom. Da. O găsim într-o variantă foarte elevată, high-tech, etc., cu tot felul de englezisme și așa mai departe. Dar, de fapt, ce însemna sintagma limbă de lemn? Însemna că nu punem degetul pe concreteții și nu era nimica clar. Da? Ei, nu erau... Și tipul acela de la Oxbridge îmi spune, bă, dar alegi două, trei lucruri care sunt concrete, pe care universitatea ta le urmărește cu tărie. Gândindu-mă la ce spune, eu sunt unul din cei care poate mai controla, eu spun unul, domnule, noi în momentul de față am uitat că atuul nostru principal era că produceam excepțional clinicieni. Da? Excepțional, care imediat cum îi luai și transplantai, ca să folosim același cuvânt, în străinătate, ei puteau fi să opereze, oriunde, la Paris, la New York, la, când îi place, nu? La Berlin, la etc., sau să vadă medicină internă sau să aibă clientela acolo fără probleme la AKH și în altă parte. Nu puteam face cercetare din vari motive, da? Când nu aveam fonduri, când nu aveam aparatură, când nu aveam cutare. Deci partea asta, cu alte cuvinte, și Occidentul a înțeles asta, da? Pentru că ei, de fapt, în momentul când piața liberă a muncii a explodat, ei au nevoie, de fapt, de rezidenții noștri pregătiți excelent pentru umplerea golului medical de la ei.
Noi, în loc să spunem și acum că suntem o excelentă universitate care pregătește la nivel chiar peste Oxbridge, poftim, sau München sau Paris, studenți de calitate pentru actul medical practic, începem o bălbâială din asta și nu noi UMF-ul Iași, ci toate universitățile, că vrem să fim polivalenți, că vrem și cercetare științifică, când de fapt vom produce în anumite domenii cercetare decentă și chiar de vârf, dar niciodată nu vom fi în top 100, niciodată nu vom fi nici măcar în top 500 pe anumite felii de genul ăsta. Dacă îmi dai voie, și foarte greu să ajungem în top 500, pornind de la realitatea finanțării învățământului și de la ceea ce înseamnă. Pentru că sunt istoric și iată, ai deschis o temă și o întrebare care mă provoacă. Aș vrea să le spun telespectatorilor, bunoară, că în vremea lui Carol al II-lea, vorbim de sfârșitul perioadei interbelice, chiar în momentul domniei sale autoritare, din 38 până în 40, bugetul alocat instrucțiunii publice, că așa se numea ministerul pe vremea aceea, era 17%. 17% din buget mergea spre învățământ. Sigur că așa ne explicăm de ce România interbelică a fost în sincronie cu Europa din punct de vedere a multor domenii științifice. Liceu internat, nu? Da, sigur. Există această preocupare și dumneavoastră sunteți foarte exact în a indica sursa răului așa cum o vedeți. Și aici cred că rezonăm și telespectatorii noștri fără îndoială adică, pot fi de acord cu asta. Adică. Dar iată, nouă ne lipsește ceva și faptul că, uite, ne aflăm la o emisiune care se numește Frontierele Cunoașterii și faptul că genul acesta de emisiuni nu sunt pe placul publicului de azi, sigur, pentru că nu aduc rating, nu, pentru foarte mulți, ne-am obișnuit cu altceva, ne-am obișnuit să tratăm știința ca pe, fie ca pe un domeniu ezoteric închis, rezervat unora care firește își văd de treaba lor și fac fel de fel de chestiuni pe acolo, fie să nu avem capacitatea să discernem poziția noastră și iată dumneavoastră și cred că asta e lucru care rămâne peremptoriu în discuția noastră. Unde se află astăzi domeniul pe care îl ilustrați, medicină internă, nefrologie, în raport nu cu România anului 1989, ci în raport cu Europa actuală. Unde se află Iași în acest context? Corect. În calitate de centru universitar cu tradiții în acest domeniu și unde se află România? Pentru că în felul ăsta ne dăm seama dacă suntem capabili să acoperim decalaje, dacă forța asta, resursa asta umană pe care o pregătim este validă și poate fi concurențială, să spunem așa, pe piața globală a muncii și lucrul ăsta cred că este relevant pentru oricine. Încep cu o povestioare de atmosferă, așa cum v-am obișnuit. Astăzi dimineața am fost cu mândrie la premierea de către primăriu, inițiativă onorabilă a elevilor de cu medii de 10 la capacitate și la bacalaureat în calitate de părinte. Fiica mea, cea mică, fiind cu bacul de 10. Felicitări! Mulțumesc! Și acolo cumva am rămas absolut șocat, apropo de unde suntem, că noi, ca număr de elevi, fie de clasa 8-a, fie de clasa 12-a, eram de departe pe primul loc din țară. Bucureștiul, ca număr absolut, având ceva mai mult, dar gândiți-vă la masa de elevi din București. În schimb, pe toate posturile de știri și de internet, Iașul nu apare în primele 10, ca să spunem așa, ca, eu știu, producător de calitate. Treaba asta se vede în general în multe domenii și acum mă întorc la, să fiu precis, la întrebare. Deci, nefrologia în România și în Iași în mod particular este una dintre cele mai fantastice și vorbesc încetul ca să fiu, am să mă și explic, pentru că a prezentat ceva fantastic de bine, este incredibil în România. Noi avem o apetență fenomenală pentru a prezenta răul din noi, nu? Suntem singura națiune care spunem în afară, ca și cum noi am fi înăuntru, în închisoare. Deci este cea mai mare poveste de succes a medicinii din România și una dintre cele mai mari povești de succes a medicinii din Europa. În anii 90, 92, când m-am întors aici, de exemplu, și iau numai vârful icebergului, bolnavii cu insuficiență renală cronică terminală, care ar fi murit dacă nu exista dializa, puteau să fie dializați în 3 locuri. Veneau la Iași, Iașul de-abia avea 2-3 aparate, de la distanțe de genul dincolo de Vatra Dornei, Pasul Prislop sau dincolo de Galați, da? Închipuiți-vă lucrul ăsta de 3 ori pe săptămână. În momentul de față, România are o populație de 10.000 de pacienți dializați.
pe toate scientologia, metrica, să spunem, în care se compară și la noi, survival, quality of life, comorbidities. Deci rata de supraviețuire, calitatea exact, vieții. Exact, folosesc ca să fie exact. Un ton și în trend, nu? Cu România este și în general fie pe locul întâi, fie pe locul 1-2 la egalitate cu Japonia. Cu aceeași populație, cu aceeași caracteristici demografice, sigur, nu caracteristici demografice, cu Japonia, dar vreau să spun ca și nivel de comorbidități, da? Cu aceleași, totul fiind făcut în acești ani. La fel, transplantul monhulitul transplant din România, cu toate problemele sale, de la zero, fără sprijin din altă parte, cum s-a făcut în Croația, fără o lege deșteaptă, cum este în Spania, fără multe alte lucruri, are din nou aceleași elemente de să spunem așa, de calitate ca primele trei țări de top din Europa. Produsul nostru, rezidenții în momentul de față, este o foamete. Cum au terminat anul 2-3 în program, ei abia imediat sunt primiți de către multinaționale în domeniu sau de către programe de rezidențiat, de fapt nu de rezidențiat, că sunt sare etape din Franța mai ales, din Anglia și așa mai departe, da? Avem foști colegi care sunt la Harvard, avem, deci, după care criteriu vreți dumneavoastră, avem această puțină lume, știi? Puțină lume realizează acest lucru. E un salt uriaș. Iată, e foarte bine să le spunem. N-am sărit de la zero în top. Da? Am sărit. Pentru că noi, din punctul de vedere, pe de o parte ne-am făcut rabat, iar pe de altă parte am investit în programul ăsta, să spunem așa, în care pacientul e primul și de asemenea calitatea actului de pregătire din actului medical. Întâmplător am găsit și o nișă, pentru că venind din străinătate mi-am dat seama că nu voi putea face cercetare fundamentală. În schimb, mi-am dat seama că dacă pui întrebarea corectă, la populația corectă, poți să fii primul în anumite domenii de cercetare clinică. Și atunci, iarăși o surpriză cu totul deosebită, grupul nostru, și acum e un grup mai mare, are, să spunem așa, publicații comparabile cu orice mare centru din străinătate, ca indicii Hirsch, că e la modă, ca citații. Deci avem publicații cu peste 200 de citații. Avem priorități, suntem printre primii care am descris, de exemplu, în Europa și seriile cele mai mari din lume, în insuficiență renală acută, post-zoonoze, post-leptospiroză sau în anumite alte domenii de genul ăsta. Deci, priorități. Se poate, da? Nu e ușor, trebuie să găsești nișa respectivă și sigur ar trebui să ai cât de cât un anumit suport măcar. Cum a ajuns nefrologia din România? Prin niște decizii înțelepte, la un anumit moment de dezvoltare. Deci, într-adevăr, după părerea mea, cel mai bun guvern al României, cu toate minusurile sale, și anume guvernul Năstase, a avut deșteptăciunea să ceară de la Banca Mondială și de la IFC să ceară un plan de dezvoltare a nefrologiei și a dializei în România, pe care l-au aplicat ad literam. Acel plan, dacă ar fi extins și acum, la nivelul anului 2016, în alte domenii ale medicinii românești, că tot discutăm despre privatizarea în cutare, nu dau nume ca să nu creez controverse, mâine România ar deveni măcar în primele 10, fără discuții de calitatea actului medical, de alte lucruri pe care deci, nu le menționez. Ceea ce spuneți dumneavoastră este, pe de o parte, optimist, pentru că, iată, ne dovedește că a existat resursa umană, că a existat un corp resursa profesional, o breaslă bine pregătită, deschisă, exact. Și pe de altă parte, un exemplu extrem de fericit, pentru că iată s-a întâmplat ca un astfel de program cu finanțare internațională să funcționeze foarte bine în condițiile în care ceilalți parametri sau celelalte domenii și-au dat seama că nu-l poți susține financiar, pentru că un centru de dializ, de exemplu, ca să-l construiești, dau un exemplu, doar sigur, că da. Îți trebuie ceva de ordinul sutelor de mii spre milioanelor de euro. Și atunci, din momentul respectiv, au spus, dați-ne o soluție. Soluția a fost aplicată ad literam. N-a fost făcută niciun rabat din punctul ăsta de vedere. În care alte domenii la noi se aplică ad literam? Că aici românii se adaptează. Asta e. Deci trebuie să ai curajul. Întâi aleg, e adevărat,
nu foarte multe studii de fezabilitate, că ajungem după aceea să nu mai pornim procesul. Băi, dar când l-am pornit, chiar dacă el are niște minusuri, ăla trebuie urmat, nu trebuie pervertit, pentru că asta cred și în, apropo de universitate, cred în iterații. Adică ai un mod, asta înseamnă medicina bună. Aplici un plan terapeutic după cele mai bune cunoștințe ale tale, după cele mai bune cunoștințe ale domeniului la momentul respectiv. El nu-i perfect. Numai cine e absurd crede că e perfect, dar trebuie numai bine să urmărești care sunt minusurile și trebuie în iterația următoare să le corectezi și tot așa. Și planul inițial să prevadă aceste ideea posibilități de corectă. Da, de corectă. E o chestiune extrem de importantă. Și nu schimbare de fiecare dată. Exact. Aș vrea să vă întreb, pentru că epitomizați un domeniu care iată a explodat, ca să mă exprim în termeni neacademici, în care performanța a venit imediat, într-un timp istoric relativ scurt, în două decenii lucrurile s-au schimbat, sau mai puțin. Performanța într-un domeniu, vă comparați cu marile școli medicale de nefrologie din lume și așa mai departe. Care este incidența bolilor în cazul populației românești, firește, care necesită intervenția noastră? A bolilor de rinichi. Mi-amintesc un vechi proverb, spunea că starea rinichiului determină și durata vieții, cumva, că există o legătură așa, sigur, fără să facem aici medicină holistică sau știu altceva, fără îndoială există alți specialiști în domeniu, dar cărinic este un organ extrem de important, adesea neglijat și uite, dovada faptului că foarte multă vreme lucrurile acestea n-au fost bine puse la punct în România, ne-a relevat o nouă realitate tratată în mod fericit prin această explozie despre care vorbeam. Grigore T. Popa, pe lângă răceala glonțului, ca să spunem, care n-a fost glonț, dar pe aproape, glonțului moral, și rinichiul l-a făcut să suferi. Da. Revenind la... Acum am o întrebare, dacă... Contra-întrebare. Ce părere aveți, și retorică, dar răspunsul probabil este, există în mintea, să spunem așa, ascultătorilor și privitorilor noștri. Medicina românească e performantă sau nu? Ei vor spune imediat nu-i performantă sau nu-i grozavă sau cu foarte multe racile și probleme. Și am să fiu foarte ferm. Ele există. Dar succesul medicinii, nu numai al acestui domeniu românești, este fenomenal. Deci în momentul de față, în România nu se mai moare dacă ai boală de inimă, ajungi să trăiești până la și faci intervenții pe cor deschis sau stenturi până la vârste de 85-90 de ani, nu se mai moare dacă ai un cancer banal, nu se mai moare dacă ai diabet, complicații ale diabetului, nu se mai moare de boli, deci nu se mai moare de ciroză când ai hepatită C și așa mai departe. Deci sunt niște realități pe care în dorința noastră de a arăta mereu le fleur du mal, da, nu arătăm ca alții de fapt reușita sistemului. Reușita sistemului a dus la un efect pervers. Că aici e problema pe care iarăși nimeni nu o spune. Și anume, o populație din ce în ce mai, hai să spunem chiar bolnavă, dar cu probleme medicale, supraviețuiește mai mult, și pentru dânsa lucrurile sunt mai costisitoare. Da, dar cu toate astea, speranța de viață în România nu e una super performantă. Nu, suntem dar dacă... la coada Europei. Da, dar de unde am plecat? De unde am plecat? Aici e problema. Dacă este într-adevăr să mă întorc la ce ați spus, că într-adevăr noi ne-am sincronizat în perioada interbelică, în momentul de față, noi suntem mult mai aproape de anumite domenii ale Europei decât eram în urmă cu 20 de ani. Deci, suntem încă departe, dar în salt relativ suntem mult mai aproape. Se cheamă ca mars etape. Exact. Am telescopat modernitatea, dar dincolo de acest lucru, încă o dată... Și atunci nefrologia... Apare și această chestiune paradoxală. Nu, spune, nu trebuie să ne uităm sau nu trebuie să considerăm că sistemul medical, vorbim în întregime de mecanism, nu este performant. El a făcut foarte mult în condițiile date. Întrebarea este... Și cred că de aici ar trebui să pornim. Există un sistem de prevenție mai bun? Există o radiografie, cu ghilimele, a realității mai bună care să ne aducă în față toate cazurile unor boli care înainte erau neglijate de purtătorii lor sau în fine spuneau nu e nimic, ați tratează cu aspirină sau altceva. Acum, și da și nu, dacă să termin întrebarea rămândator, pentru că medicina este mai performantă, mai mulți pacienți supraviețuiesc să ajungă să aibă boli renale. Da? Deci asta era răspunsul la întrebarea precedentă. Deci incidența crește. A crescut exploziv. Vorbim de o prevalență aproape de, în anumite forme, despre 10% din populația generală, deci peste diabet, da? Din anumit punct de vedere. Acum, întorcându-mă la prevenția, și da și nu. Pentru că, de exemplu, aici
sunt două mari aspecte. Unul este că nu avem o politică coerentă. De exemplu, România ar fi putut, l-am dat ca exemplu favorabil guvernul Năstase, atunci eu nu fac politică și nu voi face niciodată, nu cred în politică, cred numai în competențe. Dar o altă măsură, de exemplu, care la vremea respectivă ne-ar fi situat, ne-ar fi propulsat în vârful Europei, a fost acea inițiativă, bună rea, da, de a avea analizele în masă, vă amintiți? Da, acum da, vreo câțiva ani era un guvern, exact, guvern liberal era atunci, da? Și bune, rele, ele au fost. Ei, dacă acele analize ar fi fost implementate într-o variantă organizată, în care ele ar fi fost stocate, ca baza de date, big data, că tot e la mod, nu? Da, big data basis, așa. Atunci România a fost singura țară din lume care avea o radiografie a întregii populații în câțiva ani ar fi avut. Cum la noi toate se schimbă de la, nu, de la guvern la guvern și în educație și în sănătate, că aici sunt cele variațiile cele mai mari. Tot acel efort, bun, rău, nu, cum era el, și are multe lucruri, multe minusuri, deci eu nu spun că a fost bun, nu spun că a fost rău, spun că a fost, da? Dar nu a fost după aceea continuat și valorificat. Da? Asta e paradoxul fenomenal pe care alte țări nu-l fac. Adică, domnule, chiar dacă măsura este rea, e cei mai buni din răul ăla. Și asta este marea drama noastră, că, de exemplu, sigur comunismul a avut foarte multe lucruri rele și le știm mai bine decât alții, că noi am trăit acolo, da? Dar el a produs și niște lucruri bune, valide, infrastructură, sigur, și în alte lucruri. De ce naiba le-am aruncat la coș pe toate alea? Ca să ne în ghilimele reinventăm mereu și mereu. De ce nu am preluat și nu mergem pe o continuitate de genul ăsta? Și românii și britanicii, că exact, ați stat într-un stadiu de formare extrem de important pentru cariera dumneavoastră la început, evident, în Marea Britanie, aveau o vorbă, nu? Să nu aruncăm copaia cu totul, exact, copil. Asta, exact, derivă dintr-o chestiune reală, da, pentru, da, că în iunie, când englezii își făceau igiena, când de atunci așa, da, obiceiul cu nunțile, da, și cu așa, da, ultimii care erau îmbăiați erau copii și, exact, exista acest pericol. Să nu ajungem acolo și să ne întoarcem la această dimensiune. Avem o populație care îmbătrânește, e limpede. Avem, da, suntem în fața unei hecatombe demografice. Am pierdut aproape 4 milioane de oameni în 10 ani, peste, în condițiile în care în două războaie mondiale am pierdut vreo 1.200.000. Da. Deci suntem într-o situație dramatică din punctul ăsta de vedere. Populația îmbătrânește, asta are mii de consecințe, fără îndoială foarte puține favorabile și multe defavorabile, pornind de la situația financiară și terminând cu aspectul general al populației, piramida vârstelor. Eu nu mai văd pacienți mai tineri de 65 de ani, știți, aproape iată, deloc. Da. Da. Și ajungem în situația aceasta în care sistemul medical în ansamblu, educația, cultura, deși sunt declarate prioritate, sunt subfinanțate, și ne se cere de foarte multe ori, și cred că e cazul și Universității de Medicină, Farmaciei Grigore Tepopa, unde dumneavoastră aveți o funcție administrativă, vă ocupați de cercetare în calitate de prorector, ne se cere să facem imposibilul în sensul în care, spuneați și dumneavoastră mai devreme, ne se cere să ajungem în top 500, să fim super performanți, să rimăm din punct de vedere științific cu tot ceea ce se întâmplă în Occident, în condițiile în care domenii precum nefrologia nu sunt mai degrabă excepții decât o normă. Nu cred că sunt foarte multe alte domenii în care să fi reușit să ardem etape așa de iute, să fi ajuns mai la sunt acel nivel de performanță. Eu nu spun că nu mai sunt, dar cred că în marea majoritate a cazurilor în anumite în anumite domenii de cardiologie suntem la fel, am sărit, am și mars etape, în anumite zone din oncologie am mars astfel de etape. Nu, culmea că mai sunt. Aici ai... Pentru că atunci când arzi etape, într-adevăr, rămân goluri în spate. Adică nu ai o creștere organică gen val care, sigur, rade totul, ci ai o creștere în care, sigur, aici ai și în spate îți rămân... Punctual. Acum, da, universitatea, ajung din nou la o temă pe care am mai punctat-o, da? Universitatea de Medicină din Iași, hulită din vari motive și într-o anumită campanie, aș îndrezni să spun, are o greșeală sau, să spunem, prea multă modestie sau, în general, nu numai acest lucru, ci exact ca și Iașul, noi, și în istoria noastră, deci istorii, noi păcătuim în fața altora, da? A priori, în România, la lucruri egale, lumea va prefera Clujul, a priori, sau nu, nici măcar la lucruri egale. Da? Deci, noi, de exemplu,
Chiar ieri ni s-au transmis, dau un exemplu apropo de domeniul cercetării, noi am câștigat două din cele trei granturi, mega granturi de 800.000 de roni, universitatea noastră. A spus cineva ceva de genul ăsta? Nu. Dacă era în alte părți, vai, au câștigat, au dres, au făcut. Adică niște lucruri care noi avem mereu, ne uităm în presă, în general. Asta, mă scuzați, e vina și eu mi-o asum și eu deopotrivă, deși fac această emisiune, da, care poate e o voce în deșert câteodată, da, în peisajul media românesc vorbesc, nu în altă parte. Dar există oameni care sunt calificați să facă marketingul acesta științific. Există purtători de cuvânt. Universitatea este o structură importantă, chiar dacă e de esență medievală. Ea trăiește totuși în secolul 21 și căile de comunicare și modul în care poate stârni, poftim, un captație, o benevolență, ca să mă exprim pretențios, în mass media și în opinia publică poate avem să fie. Avem și partea noastră de vină, dar e un întreg ansamblu, da? E un întreg ansamblu că atunci când întrebi un absolvent tânăr, da? De exemplu, de ce te duci de la Iași sau la Cluj, da? Nu pentru că acolo totul e un ansamblu, da? Orașul e mai atractiv din punctul lui de vedere, da? Imediat îți servește de la Antol, de la, la Cutare, da? Și nu festival, da, să mă ierte, dar nu un festival religios în plină ploaie și frig, da? Nu înseamnă că acela nu trebuie să existe. Trebuie să existe, da? Spiritualitatea am încercat și noi. Festivalul Internațional al Educației, care se desfășoară de câțiva ani, în luna mai și în luna iunie. Care e atractivitatea pentru... Da? Dacă... Asta e o întrebare care cred că trebuie pusă și în contextul în care Iașul, spre deosebire de Cluj, care mai are de jur împrejur și alt tip de resurse, Iașul se bizi doar pe resursă umană. Corect. Aveți dreptate. Și lucrurile care s-au făcut la noi sunt fenomenale, dar totuși trebuie mai multe și ele trebuie avem foarte mulți studenți străini acum, da? Lor trebuie să... E primul lucru, caută pe Google sau ce se întâmplă în Iași, care este cazarea în Iași, ce au de făcut, care este calitatea vieții a orașului, lucruri de genul ăsta. După aia, sigur, se uită la un ansamblu de lucruri spuse despre universitate, by the way, da? Să uite la un întreg ansamblu de oportunități de după, da? Ce pot face apoi și absolvenții acestor universități. Și în felul acesta ia o decizie din punctul ăsta de vedere. Ei, e adevărat că și noi avem partea noastră de vină, fără discuții, dar ca idee există în țara noastră un gradient fără discuții est-vest, un gradient fără discuții est-vest și acest gradient de benevolență, că tot ați spus-o, și în care lucruri care, la care la noi nu sunt iertate sau lucruri care sunt trecute cu vederea sau sunt chiar criticate, în vest sunt prezentate ca și mari realizări sau ca mai știu ce alte lucruri. Nu înseamnă e că adevărat, dar haideți să nu picăm în această fază, nostalgică. Haideți să vă pun niște întrebări la care răspunsul poate fi lămuritor. Ați coordonat și activitatea de transplant renal. E un domeniu născut după 90 în mod limpede, e un domeniu care exprimă într-un mod perceptibil și comprehensibil pentru oricine, pentru orice om, calitatea actului medical, ați spus că a crescut rata. E un vârf. Care este, să spunem așa, numărul de transplanturi renale? Nu știu dacă astea nu sunt date care, în fine, trebuie făcute discrete, dar nu cred. Câte transplanturi renale se fac la Iași comparativ cu Cluj sau cu București sau cu Timișoara? Nu știu dacă la Timișoara există un centru. Deci răspunsul la Timișoara nu există. Răspunsul este până nu de mult. La Iași am aproximativ jumătate din ce se fac la București, o treime jumătate. Și asta este cifra corectă, pentru că o parte din rinichii recoltați în zona Moldovei merg la București, deci ar trebui mulțit cu 2 numărul de transplante efectuat la Iași plus adăugat tot ce se recoltează din sud, ca să fie comparabil. Până recent, Clujul era pe primul loc, pentru că omul sfințește locul și avea o personalitate acolo. În momentul de față nu cunosc amănuntele, am înțeles că personalitatea respectivă nu mai este și atunci probabil că vom avea același număr la Iași ca și la Cluj, ca să spun așa. Deci nu-i mai mult la... În schimb, în partea cealaltă, supraviețuirea post-transplant în Iași este superioară cele din Cluj. Este, de fapt, cea mai mare din țară. Pentru că, câteodată, problema este să... Și noi am fi putut face cantitate mai mare.
fără discuții. Dar nu cred că vreau ca să fac o procedură atât de costisitoare și atât de doar importantă, pentru doar da. Pentru câte am făcut, ci mă interesează ca, și noi avem bolnavi, de exemplu, transplantați de 20 de ani, avem bolnavi dializați de 30 de ani, cu o foarte bună calitate a vieții. Cred că e mult mai important, până la urmă, calitatea. Știți că aș putea pune problema așa, ce ați prefera să aveți, un Aston Martin sau un BMW, sau ați vrea să aveți un milion de daci? Și una și alta te duc acolo. Dacă depinde. Aș vrea să fac taximetrie, mi-ar trebui multe daci. Păi corect, da. Corect. De asta spun că răspunsul îi depinde. Da, da. Și dacă toți suntem pe glumă, românii sunt singurii care răspund la o întrebare de gen da sau nu cu depinde, știți? Da, da. Așa și eu, ca bun român, v-am răspuns cu depinde. Sau cu formula dar, nu? După care da, urmează. În exact. Principiu lucrurile stau așa, da, dar... Da. E adevărat, dar asta ține de capacitatea noastră de adecvare și de adaptare, pe care am dobândit-o în cursul timpului. Spuneam că școala de nefrologie, și dumneavoastră ați făcut aici implicit prin prezentarea performanțelor ei o pledoarie pentru acest domeniu. Care ar fi, alături de dumneavoastră, firește, membrii mai importanți ai echipei, cu ce centre colaborați în plan internațional? Pentru că, iată, dacă sunteți performanți, cu certuri aveți astfel sigur. De legături. Deci, noi am, în momentul de față, eu am fost unul dintre cei care mi-am trimis colaboratorii mai tineri peste tot în străinătate. Am trimis oameni în Australia, la celebrul centru Cochrane, doctorul Nistor, am trimis oameni în Olanda, la Registrul European, doctorul Siriopol, am trimis oameni în Franța, la unitățile INSERM, doctorul Apetrei, am trimis în diferite alte stagii de pregătire. Pentru că dacă menirea principală a unui profesor este să facă școală. Deci sigur. Nu este să facă cercetare, cum mulți spun. Nu este neapărat să facă educație. Amândouă sunt importante, dar este să facă școală, să lase în spate ceva. Acum, deja v-am și răspuns. În momentul de față, în țară, noi colaborăm cu toți, pentru că... Să precizăm că dumneavoastră a fost și președintele societății din nefrologie. De două ori am fost cel care am înființat împreună cu profesorul Micescu din București Registrul Român al Rinichiului, RRR-ul și alte organisme de genul ăsta. Suntem partea grupului de prevenție român împreună cu cei din cardiologie, pneumologie, etc. Dar, într-adevăr, mult mai important este că în momentul de față avem colaborări foarte puternice cu grupuri din Amsterdam și unde este Registrul European. Avem o colaborare extrem de bună cu INSERM-ul Paris, Hôpital Georges Pompidou, unde am avut oameni acolo. Și avem programe comune de cercetare. Am avut cu Manchester și cu Londra, la Londra cu Guy's Hospital sau cu Imperial College, programe de cercetare comune și de schimburi din acestea. Avem cu diferite grupuri din Italia, din Milano, Bergamo, din Sud, iarăși Reggio Calabria. Deci să înțelegi că aveți o expansiune la nivel european și absolut. Dar nu global, că ați amintit și Australia. V-aș întreba ce sau care credeți dumneavoastră, pentru că pe telespectatori cu certitudine va interesa această întrebare, care într-un fel conchide discuția noastră, sper să o mai putem relua și altă dată. Și evident să discutăm, iată, și partea aceasta extrem de interesantă care ține de cercetare în domeniul dumneavoastră, care ar fi cauza, să spunem așa, numărul unu a bolilor de rinichi în general? Ține de stilul de viață, ține de condițiile de mediu, ține de tot ceea ce astăzi, într-un fel sau altul, este acuzat în general în mass media, stres, alimentații... Nu. Sunt două importante care, dacă oamenii le-ar evita, ar preveni foarte mult, diabetul și hipertensiunea. Deci, diabetul și hipertensiunea, principala lor complicație, aș îndrăzni să spun, este boala de rinichi, sau prin primele deci, două diabetul e o boală a civilizației, cu certitudine. Exact. Deci, diabet, diabet, obezitate, vârstnic, da, hipertensiune. Da. Deci, deja am creionat un... Iar din tot ce vedeți la televizor, vorba aceea, sau pe internet, rămân la...
Singurul lucru valid, științific și corect este hidratarea corectă. De fapt, în momentul de față a apărut o nouă entitate nosologică, se cheamă nefropatia mezoamericană. Noi, ei au descoperit-o în ghilimele, pe noi am descoperit-o din mult, se cheamă balcanică, și apărea la muncitorii din construcții sau din, de la câmp, care se deshidratau și mereu aceste șocuri termice și de deshidratare duceau la afectare renală. Sigur că erau și alți factori, factori de nutriție, factori de ce mâncau ei, plante, etc., etc., dar șocul principal era și este recunoscut în aceste două entități din nefropatie. Deci v-am dat două răspunsuri. Mulțumesc! Precise. Domnule profesor, sper că discuția noastră a plăcut telespectatorilor și sper că nu veți omite data viitoare, în ciuda reticenței dumneavoastră de a participa la emisiuni de televiziune, să continuăm o discuție care, fără îndoială, este interesantă, nu doar pentru lumea științifică, sigur, ci și pentru toți ceilalți. Acestea fiind spuse, doamnelor și domnilor, vă urez toate cele bune până la proxima noastră întâlnire. We'll be right back.